ce fac criptomonedele pentru a-și plăti investitorii? Puțin complexă întrebarea asta, dar din punctul meu de vedere cred că există trei lucruri pe care acestea le fac pentru a aduce bani investitorilor. Unul dintre ele cred că se rezumă la profit. La fel ca în cazul acțiunilor clasice, la companii precum Coca-Cola sau Amazon sau Samsung sau Google, criptomonedele pot fi privite ca acțiuni la companii care dezvoltă pe blockchain. Și pentru a profita de ele, există un grup de oameni care le cumpără, la fel ca pe acțiuni, le cumpără când sunt ieftine și le vând peste o lună, două, trei, peste o zi, două, o săptămână, pe un preț mai scump ca să obțină profit. Cu alte cuvinte, cumperi un produs ieftin, cumperi niște acțiuni la niște companii din blockchain și le vinzi mai scump și obții profit. Și dacă te pricep bine la jocul ăsta, obții un profit chiar mai mare și mai bun decât ai obține investind în companiile clasice de pe Stock Exchange. Deci cred că ăsta ar fi primul lucru, profitul generat din valoarea crescută a acestor acțiuni, a acestor criptomonede. Pe lângă asta mai există o categorie de oameni cărora nu le pasă, într-adevăr o categorie mai mică, cărora nu le pasă de acest profit generat de criptomonede, ci mai degrabă le cumpără pentru a le folosi sub formă de bani virtuali. Până la urmă, ăsta este și scopul pentru care au fost create, nu? Pentru a înlocui banii virtuali. Cel puțin pentru asta a fost creat Bitcoin. Însă, în timp, lucrurile au evoluat și acum nu mai putem vorbi de criptomonede ca de bani virtuali. Nu mai sunt bani virtuali. După cum am zis mai devreme, sunt acțiuni la companii care dezvoltă produse. Pe blockchain. Ei bine, acestei categorii de oameni nu le pasă prea mult de valoarea care o pot avea, ci mai degrabă se gândesc că păcălesc sistemul. Au un câștig, ca să zic așa, sufletesc, au un câștig moral. Preferă, de exemplu, să cumpere Dogecoin sau Shiba Inu sau mai știu eu ce și să se ducă să-l folosească în magazin ca să poată să-și facă o poză pentru Facebook și să spună la prieteni că ei s-au îndepărtat de sistemul tradițional de finance și au început să folosească bani virtuali. Deci asta ar fi a doua categorie. Și a treia categorie, una foarte importantă din punctul meu de vedere, este a celor persoane care caută în criptomonede un venit pasiv. Dacă în cazul acțiunilor clasice avem dividende, acea companie plătește dividende dacă este profitabilă. În cazul criptomonedelor, avem staking-ul. Staking-ul este un proces puțin diferit în care tu câștigi ceva extra la ceea ce ai avut și ai pus la staking. De exemplu, hai să luăm Egold, o criptomonedă românească care îți dă un APR de vreo 8-9%. Dacă tu pui 1000 de criptomonede la staking, primești cam 80-90 în decursul unui an. 80-90 înmulțit cu valoarea de azi de vreo 50 de dolari, îți dă vreo 450 de dolari în venit pasiv. După cum am zis, acțiunile clasice îți dau dividende doar dacă acea companie a înregistrat profit. Pe partea cealaltă, criptomonedele care sunt acțiuni la acea companie, odată ce le-ai pus la staking, își generează venit pasiv continuu. Singura problemă aici este dacă acea criptomonedă este profitabilă sau nu, dacă are valoare pe piață. Dacă are valoare poți să o vinzi pentru profit. Dacă nu o are, nu prea poți să faci mare lucru cu ea. Dar cum am vorbit mai devreme, cum am enumerat mai devreme, cazul e-gold, să zicem, ai 1000 de e-gold, pui la staking și primești 80-90 anual. Ei bine, acele 80-90 de criptomonede extra care le ai, fie le vinzi pe piață și obții o sumă frumușică, asta fără să te atingi de capitalul inițial de 1000 de criptomonede, fie le reinvestești, le pui și pe acestea la staking, faci compound la dobândă și câștigi mai mult anul următor. Și credem că există oameni care câștigă enorm de mult din acest venit pasiv pe care îl dau criptomonedele. Într-adevăr, valoarea acestor criptomonede poate să mai scadă, dar poate să și urce la loc. Dacă ți-ai ales compania în care ai investit bine, nu ai cum să nu generezi profit. Cam astea ar fi trei lucruri prin care criptomonedele ți aduc profit în ziua de azi. Însă încet începe să mai apară pe piață și o a patra variantă care va deveni din ce în ce mai omniprezentă. Și anume că criptomonedele, dacă deții criptomonede, dacă deții acțiuni la acea companie, îți vor permite să participi la evenimente, la tombole sau la decizii care implică dezvoltarea acelei companii. Uite, de exemplu, să revenim din nou la e-gold. Dacă deții e-gold în wallet-ul tău și l-ai pus la staking, printr-un proces numit metabonding, primești acțiuni de la alte companii care se listează pe blockchain-ul celor de la Elrond. Adică primești criptomonede la acele companii. Asta ar fi un al patrulea avantaj. Faptul că dacă deții și pui la stake în criptomonede dintr-o anumită companie, de la o anumită companie, ai aceste mici avantaje financiare. Fie primești acces la platforma lor, de exemplu, uite, există multe proiecte educative și se vor lansa din ce în ce mai multe. Dacă deții, doar dacă deții acele criptomonede, vei primi acces la platforma lor sau după cum am zis mai devreme în cazul Ligol prin metabonding primești acțiuni, primești criptomonede de la alte proiecte. Și lucrul ăsta, chestiile astea din care am vorbit în R4, la exemplu, au din ce în ce mai multă tracțiune, devin din ce în ce mai omniprezente pe piață. Cred că piața de cripto se îndepărtează de sistemul clasic în care criptomonedele erau doar privite ca sursă financiară, ca bani virtual pe care să-i folosești prin magazine. Sau de ce nu, doar ca sursă de investiții. Le cumperi ieftine și le vinzi mai scumpe. Nu. Cred că se îndreaptă către acest sistem înglobat, cum îl numesc. Adică dacă deții criptomonede din compania respectivă, o să ai mai multe avantaje din ecosistemul pe care acea, acea companie îl formează. Fie că vorbim, după cum am zis, de metabonding și primești acțiuni cripto de la alte proiecte care se listează pe acel blockchain, fie că vorbim de o platformă de, de învățământ, de o platformă de studiu la care vei avea acces și vei putea scoate materiale, din care vei putea scoate materiale doar dacă deții criptomonede la, la, la acea platformă, sau de ce nu? Acum am văzut unele aplicații care te plătesc să faci port sau te plătesc să faci nu știu ce, e bine, vei avea acces la acele platforme doar dacă deții criptomonedele respective. Cred că cam astea ar fi cele 3-4 avantaje importante atunci când e vorba de criptomonede și ce fac ele pentru tine, pentru investitori, ca să-și genereze profit. Dacă vă mai trece prin cap și altceva, un alt avantaj pe care eu nu l-am enumerat aici, vă rog, lăsați un comentariu. Dar din punctul meu de vedere, dacă e să mă întreb pe mine, cred că astea ar fi singurele 3-4. Bine, a doua metodă nu prea contează foarte mult, dar prima, a treia și a patra sunt lucruri foarte importante, metode foarte importante prin care criptomonedele generează venit pentru tine ca investitor. Numai bine și vorbim pe Telegram, pe grupul de Telegram Armata Hodl.